milioane, totuși. Pentru asta sunt lei noi, mă scuzați. Pentru un teren de 13 hectare prin supraevaluarea acestuia. Da. Deci chiar trebuie, într-adevăr, să plătească toți oamenii cinstiți din țara asta. Și acum să dăm cuvântul poporului, asta spuneam că îmi dați și dumneavoastră șansa să vă exprimați, dragi prieteni. Klaus Iohannis confirmat în funcția de președinte de către CCR. E, iată că sunt unii totuși care nu-l înghit pe neamțul ajuns la putere, fără să fi făcut mare lucru. Într-un articol în ziarul pe care îl patronează, Tricolorul se numește ziarul, nu patronul, patronul se numește Toți cretinii sunt acum cu poporul în gură, pardon, ăsta e titlul. Nu, patronul este Corneliu Vadim Tudor, mă scuzați. E bine, liderul PRM îl etichetează pe Klaus Iohannis în acest articol pe care o să-l citim integral cu voia dumneavoastră, nepotul lui Hitler. Haideți să vedem ce îi găsește domnul Corneliu Vadim Tudor neamțului în momentul de față. Da? Ce bube, ce vin, ce hibe, da? O să îi dăm cuvântul ca să ne lumineze. Pentru că un lucru este cert. Peste 5 ani Corneliu Vadim Tudor va candida. Klaus Iohannis nu e evident. Dacă a luat 3,6 în alegerile prezidențiale din acest an, va face undeva pe la 1,2-1,3 Corneliu Vadim Tudor. O altă certitudine este candidatura domnului Gheorghe Funar peste 5 ani, care a luat 0,4 acum, cred că va face 0,1. Iată ce spune Corneliu Vadim Tudor, pentru că el face un rezumat al situației țării în ultimii 25 de ani, cu siguranță mai bine decât noi toți. Retrăiesc cu o ușoară undă de nostalgie perioada delirantă de la cumpăna anilor 1989-1990. Mai țineți minte? Toți bijnițarii și toate curvele răsuflate îndrugau la televizor verzi și uscate. Invariabil toți erau cu poporul în gură. Și cu democrația. De Europa ce să mai vorbim? Mâncam Europa pe pâine. Astăzi, după 25 de ani, isteria se repetă. Apar niște indivizi submediocri. Aici, totuși, cu amendamentul că ați mai îmbătrânit un pic, domnul. Noastră, sigur, ați dat-o mai mult cu istoria în ultimii ani, mai puțin cu gramatica limbii române. Vă avertizez că submediocri nu se scrie cu cratimă, stimate Corneliu Vadim Tudor. E o scăpare, sigur, regretabilă, a la zgonea, practic, dar totuși, în cazul noastră, nu mă așteptam. Deci, submediocri, limba română se scrie împreună. Mai departe, apar niște indivizi submediocri de mâna a 14-a și compară votul penibil de la 16 noiembrie cu, puncte de suspensie, Revoluția franceză din 1789. Și atunci, ca și acum, poporul a triumfat, asta nu se discută. Mă întrebam într-un alt articol ce pamflet ar fi scris Arghezi dacă ar fi apucat zilele astea pișecioase. Arghezi l-ar fi susținut pe Ponta, vă spun eu. Deci evident că ar fi scris un pamflet, pentru că Arghezi nu e totuși un individ pe care să-l aducem foarte mult în față când e vorba de astfel de alegeri. Știm foarte bine cine era Arghezi, ce caracter avea. Bun, mai departe. Dar ce ar fi scris Caragiale? Asta nu cred că vă privește, domnul Vadim Tudor, că Caragiale v-ar fi scos din țară de mult, să știți. Aceasta e marea întrebare, zice Vadim Tudor, care și-l alocă un pic pe Caragiale, exact invers. E pentru prima oară când îi dau dreptate unei foste eleve în politică, și aici ajungem la un capitol de un romantism pe care nu-l mai credeam capabil pe Corneliu Vadim Tudor, Lia Olguța Vasilescu. Știți ce a zis fata asta? A făcut apel la diaspora să revină acasă și să-ți ia țara înapoi. Este uimit și Vadim Tudor de cât se regăsește în Lia Olguța Vasilescu. Absolut corect! Absolut corect! Triumfă și el prin cuvintele ei. Numai așa trebuie tratată frenezia suspectă a acelora care au jucat bâza la cozile din diferite orașe europene ca să scape chipurile de comunism? Semnul întrebării și al exclamării. N-am înțeles, zice Vadim. Comunismul a dat fiecăruia un loc de muncă, amărât, dar sigur. Nu comunismul i-a alungat din țară pe acești semeni ai noștri, ci capitalismul de junglă. A întrebat cineva câți români din Sibiu se milogesc pe meridianele lumii izgoniți și de politica stupidă
a salvatorului național, între ghilimele, cel puțin câteva mii. Păi, cum vine asta? Sasu-i gonește și tot el îi recuperează? El și alții ca el, putre de bogați, n-au nicio vină în depopularea României. Nici Traian Băsescu n-are nicio vină. De-a lungul celor 10 ani blestemați în care a deșelat țara asta, felicitări, draga mea, love. Asta e adevărat, vă. Uite că la asta nu ne-am gândit. Lia Olguța Vasilescu, egal love. Oana pentru prieteni. Ai avut un dascăl destul de foarte bunicel, se alintă Corneliu Vadim Tudor. Deci n-a ratat-o. Bine, nu e nicio surpriză la 17 ani când ea a intrat în PRM, nici n-avea cum să o rateze, mai ales că cine era la vremea respectivă Lia Olguța Vasilescu. Extraordinar! Deci iată, totuși se laudă un pic să ne aducă aminte că totuși erau și alte vremuri pentru el. Vremuri în care nu se ocupa numai cu scrisul, mai și citea. Repet ideea, continuă Vadim Tudor acum după ce nostalgii care au văzut acele momente de alcov, să revină acasă diaspora să-și reia țara înapoi. Cum va face ea chestia asta? Îi creează acest neamț refuzat la export locuri de muncă? Poate că va înființa 4 milioane de posturi de traficanți de copii, că la altceva nu se pricepe. A, să nu uit, a fost meditator. Ca șef al statului, el știe diferența dintre mediator și meditator? Habar n-are, e prost ca noaptea. Au furat alții pentru el și acum i s-a umflat tărâța în pipotă. Se crede mare Führer mare. Datorită lui, Germania va acorda României clauza. Scris Klaus A. Nu contează care, dar să sune bine în urechile poporului, care nu trebuie să-i dezamăgească pe nemți și a treia oară. Că Valhalla ne mănâncă. Așa ne-a avertizat fostul avocat al poporului, normal, tot al poporului, Gheorghe Iancu la B1 TV. Străiți, Vadim, tu străiți. I-am dezamăgit și în primul și în al doilea război mondial. Ei, din potrivă, nu ne-au dezamăgit pe noi când au jefuit Moldova și Muntenia. Mă rog, aici trece el niște evenimente, când au vândut Basarabia la ruși, Ardealul de nord-vest la unguri, nici când ne-au bombardat Teatrul Național și Ateneul Român. Numai românii sunt de vină în istorie mereu și mereu, niciodată alții, fiindcă există destui aplaudaci care le cântă străinilor în strună. Fraza totuși care îi ridică nivelul acestui text, poate crede cineva că vor începe să curgă râuri de lapte și miere odată cu instalarea acestui nepot al lui Hitler în fruntea statului român? Da, răspunde tot el, ar putea exista și astfel de idioți. Mai ales dacă intoxică sondajele mincinoase, dar bine plătite, ale unor bijnițari cu pretenții de sociologi, de teapa lui Marius Pieleanu și Vasile Dâncu, care au avut nerușinarea să pretindă că jumătate din electoratul naționalist al meu ar fi votat în turul 2 cu un nemțălău greu de cap aliat cu Tökeș și Băsescu. Un pic totuși aici, un pic de tot, domnul Vadim Tudor, v-aș corecta la topică. Nu se spune electoratul naționalist al meu, ci electoratul meu naționalist în limba română corectă. Un pic de tot, așa, ca profesor de litere, da, pot un pic să vă corectez la chestia, dar tot puțin, da? Așa cum am prevăzut și după ce un alt aventurier slab de minte, Emil Constantinescu, a fost impus de străinătate la conducerea României, voi anticipa și acum. Va fi rău din ce în ce mai rău. E, uite, ăsta e rău. Uite, ăsta e și mai rău. Marile națiuni sunt mânate numai de interese, tratând națiunile mici ca pe niște slujnice sau prostituate. Puteai să te oprești doar la slujnice, ca să nu trebuiască să dăm iarăși pagina înapoi să vedem care erau literele respective. Dacă erai la slujnice, era ok. Nu-i pune nimeni la televizor, deci nu-i pune nimeni la televizor acestui retardat K.I. o întrebare cheie. Domnule Iohannis, ați fi în stare să muriți pentru România? Prevăd răspunsul. Ghinion. Din meditații, ca dascăl, sunt obișnuit să pun eu întrebări. Și asta a fost răspunsul lui Klaus Iohannis la tirada lui Corneliu Vadim Tudor.
Bun, acum, haideți că mai sunt nebuni. Să știți că ăsta nu e singurul. Și e unul cu care ne-am obișnuit, aproape că el nu mai are niciun efect. Deci este ca pentru un bolnav de cancer, un faringosept. Corneliu Vadim Tudor. Foarte interesant, totuși, ce națiune de bădărani suntem și de oameni mici și de lași. Cum de există un individ care candidează la toate alegerile prezidențiale? El va candida până va ajunge în groapă. Clar, la toate va candida. Câți ani mai are să va prezenta până în ultima clipă și fără dinți. Totuși, cum este posibil ca un astfel de cetățean, da, funcții de responsabilitate la un moment dat, da, a fost de toate în țara asta, inclusiv candidat în turul al doilea alegerilor în anul 2000, vă mai țineți minte? Cum de îi se permite să spună absolut orice? În ce țară un astfel de om ar mai putea să facă politică? Ar mai putea să apară la televizor? Bine, asta cu televizorul n-aș fi vrut să o spun, pentru că aici ne mâncăm toți de cur cum putem. Țineți minte și cu Giovanni? Când îl înjura sau îl scuipa pe unul, îl invitau ceilalți numai ca să le dea peste bot. Deci nu, aici cu televizorul nu, pentru că televizorul nu se poate pune de acord cu dreptatea și cu libertatea. Sigur, dacă cineva l-ar interzice, să spunem, dă un comunicat astăzi, un canal, după abjecțiile astea, dar ale unui cetățean, ăsta să pretinde român, dobitocul ăsta. Da? Deci vine astăzi și spune nu știu ce canal, domnule, noi nu-l mai difuzăm, mai abitir alții îl invită toată ziua, doar pentru că știe că ăsta poate să spună orice la televizor și nu-i nimic, suportă Ileana Năstase sau cum o cheamă, da? Suportă ea.